Sunt Antonio, el e Matei și acesta este un Ferrari 458 Challenge Evo. N-am mai fost pornit de vreo lună. Hai să-l auzim. Avem foarte multe planuri pentru canal. Prima chestie care o să facem o să fie Rotac, care vom participa cu această mașină. Rotac este campionatul național de time attack și o să participăm la câteva etape. Această mașină este un Ferrari 458 Challenge Evolution. Challenge înseamnă că e versiunea de curse și Evolution înseamnă că este versiunea a doua mașinii îmbunătățită. Are un V8 de 4.5 litri, aspirat natural, care dezvoltă 580 de cai. Mașina asta nu prea are un interior foarte normal. Începem chiar pe geam. Rama geamului nu mai se mișcă, deci nu mai are nevoie de geamul care se ridică și se dă la loc. Și are pur și simplu o piesă de carbon. Geamul este făcut din plexiglas și nu se deschide sus și jos, însă are un mod să se deschide așa. Venim la interior, unde din păcate nu mai este pielea italienească, pe ușă. Și avem turbă de carbon și cei de la Ferrari a fost foarte drăguți și ne-au oferit această plasă. Ușa se deschide prin această sfoară, nu știu cum ar putea să zic. Și avem un roll cage montat. Cup holder-ul a fost montat, a fost realocat. Pus acolo. Și problema cea mai mare este cum vin această mașină, care este o chestie cam complicată. Eu vă recomand, se bagă cu spatele, ai înăuntru, bagi un picior, îl bagi pe al doilea. Și odată aici, observ că nu prea ai foarte mult headroom. Adică, odată ce ai casca, cam nu prea mai ai loc de cap. Și centurile sunt de la Sabel. Și ascultați că am zis centuri, că sunt câteva. Sunt prea multe, nu știu unde se restul. Și aici avem în interior, avem, acesta este igniția, asta pornește toate accesoriile mașinii. Asta este generalul, care pornește și oprește bateria. Engine start. Asta e cam singura chestie care mai este pe o mașină de stradă. Doar butonul acesta. Avem aerul condiționat, care aceasta probabil e opțiune. Și avem aici extra fan, în caz că se încălzește mașina. Și steering wheel-ul are foarte, foarte multe butoane. Acesta este manetino, cel vreo manetino, dar în loc să avem wet, sport, race,
CT-off și etc. avem 3 nivele. Avem wet, normal, off. Water este ca să bem noi apă. Avem un sistem care se pune în spate și când apeși butonul acesta va intra apă spre casca ta să bei. Avem flash, deci când apeși butonul ăsta doar să pornească puțin farurile pentru ca să le spui la persoana din fața ta că vrei să le depășești. Asta e foarte folositoare la BMW-uri, dar din păcate încă n-au ajuns să aibă această modificare. Scroll, acesta este pentru clusterul de digital. Acesta nu este radio, din păcate. Asta e radio cu doar pitul. Nu avem radio la mașină. Asta poți să vorbești cu cei de la boxe. Și pitul este când apeși butonul care setează o limită maximă de viteză pentru când vei intra în pit lane. Și aceste două butoane galbene sunt indicatoarele, left și right. Această jantă este o jantă normală de mașină și are 5 prezoane, ca orice mașină are 4 sau 5 prezoane. În schimb, mașina de cursă are doar un prezon, se numește center lock și este pentru ca să-l prinzi cât mai rapid posibil în pituri. Dacă mergi la anduranță, schimb cât mai rapid cauciucurile. Lina. O mare majoritate a vlogurilor vor fi cu supercaruri, cu mașini puternice, cu acțiune prin oraș, prin București, prin oriunde. Mă filmam și unele colecții de mașini, colecții care nu sunt așa de cunoscute sau nu sunt expuse. Ce s-a întâmplat? Nu știu, tu să-mi spui. Nu știu. Mai vedem. Matei? Vina, de ce ai făcut-o? Ce am făcut? Ne-ai stricat video-ul. Cum o bag în râd, frate? Spune! Rrrr! Are un ghiț prost. O șansă de 100... Bă, dar ce sărăcine are să-și de parcă. Dina e atins. Stai, să nu de parcare n-ai. Poate intri în caiman. Da, mă, poate intri și vezi că vezi că caiman în același timp. Și de fapt, acum asta adevărește cum de ce Dina n-a trecut test de auto. V-am trecut azi. Vezi că ai atins janta. Da. Am atins janta cu cauciuc. Băi. A, stai că e șurubul. Băi, Dina, calmează-te. Așa, gata, uite. O să-mi pic picioarele și așa. Da? Și așa? Hai, până la loc. Parchez așa, frate. Băi, aveam o șapte pe timp cu ea, care ce? Iar în aceasta va fi un pic cam săracă în materie de vloguri, de videouri, pentru că e iarnă, logic, și multe mașini sunt la iernat. În schimb, o să ne distrăm cu niște mașini care sunt capabile să meargă iarna, adică niște RS-uri, niște M-uri, niște AMG-uri, dar nu Ferrari, Porsche sau mai știu eu ce alte nebunii. Vom încerca să facem și niște mici tururi ale unor mașini, nu review-uri, nu ceva foarte complex, pentru că noi nu suntem în stare să facem review-uri ale unor mașini. Îi lăsăm pe alții să facă review-urile astea. Am atât și cu vlogul ăsta. Dacă vrei să vezi ceva anume în 2019, lasă-ne un comentariu, dă-ne un follow pe Insta, un like pe Facebook și ne vedem în următorul vlog. Ciao!